Pace, dragi copii, ne bucurăm atât de mult că și astăzi vom petrece un timp binecuvântat împreună. Astăzi, alături de mine, se află echipa pe care o vedeți. Voi începe cu Dana, care va sluji la versetul biblic. Astăzi veți învăța un verset cu Dana. Rami ne va învăța un cântec. Dana ne va coordona într-o lecție biblică, iar Cristina într-o lecție misionară. Mulțumim, Jenny, că ești alături de noi. Aș dori, puteți să mergeți la loc, mulțumesc. Aș dori, dragi copii, să vă spun că pentru noi este o mare binecuvântare să fim alături de voi. Chiar dacă suntem la depărtare astăzi, sperăm de sâmbăta viitoare să putem petrece timpul împreună. Chiar dacă la depărtare, știu un singur lucru, inimile noastre sunt conectate și mai mult decât atât, inimile noastre sunt conectate inclusiv cu cerul. Ceea ce vrem noi să vă spunem ca și echipă este faptul că voi sunteți o mare binecuvântare pentru noi. Cred că știți deja acest lucru. Aș vrea împreună să citesc câteva versete din Psalmul 105. Aș vrea să vă căutați și voi Biblia. Voi știți că această carte este cea mai importantă carte pe care noi o cunoaștem. Psalmul 105 începe astfel. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Vă adresez o întrebare. Cum putem noi alerga la Domnul și la sprijinul Lui? Dumnezeu ne vorbește nouă prin Biblie. Cum îi vorbim noi lui Dumnezeu? Prin rugăciune. Rugăciunea face diferența. Și Dumnezeu iubește când copiii lui se roagă. Biblia spune că din gura copiilor Dumnezeu și-a scos lauda. Voi acolo unde sunteți, dacă acum sunteți cu inima la Domnul și îl lăudați, să știți că El este cel mai fericit. Merită Dumnezeul nostru toată lauda? Merită să-L lăudăm? Merită, copii? V-a făcut mult bine. Faptul că astăzi te afli în fața calculatorului înseamnă că Dumnezeu ți-a făcut mult bine. Și nouă ne-a făcut, deoarece vă putem sluji vouă. Dar uneori nu-L putem lăuda pe Domnul. Nu-L putem și inclusiv eu. Am uneori o față posomorâtă, sunt tristă și nu-L pot lăuda pe Domnul. Sunt lucruri în viața mea care mă împovărează. Mă împovărează și mă gârbovesc. Merg cu capul în pământ datorită greutăților pe care le port. Și stau și mă gândesc, de ce, Doamne, nu te pot lăuda? De ce nu mă pot închina ție? Și meditând, mi-am dat seama că sunt lucruri care mă împiedică să laud pe Domnul. Primul lucru este tristețea. Când suntem triști, nu-L putem lăuda pe Domnul. Un alt lucru este dat de lipsa aprecierii. Faptul că oamenii nu ne apreciază, nu ne recunosc valoarea, faptul că poate avem impresia că mama noastră face diferența și că frățiorul nostru este mai iubit, deși nu, părinții vă iubesc la fel. Ne împiedică și acest lucru să-L lăudăm pe Domnul. Pierderile. Poate ai pierdut pe cineva drag, poate ai pierdut un examen, poate ai pierdut șansa să participi la olimpiadă, poate ai pierdut șansa să fii cel mai bun din clasă. Acesta te împiedică să-L lauzi pe Domnul. Un alt lucru este durerea. Da? Durerea ne împiedică. Nu știu pe voi, dar pe mine durerea mă împiedică. Suferința, atunci când suntem bolnavi, atunci când suntem bolnavi în sufletul nostru, când relația noastră cu Domnul nu este bună, nu-L putem lăuda și mergem gârboviți. Dar am o veste,
Iisus Hristos ia toate poverile noastre. Dacă și tu în viața ta ai identificat lucruri care te împiedică să-L lauzi pe Domnul, astăzi este momentul să te abandonezi în brațul Lui și laudă-L pentru că merită. Mi-am dat seama în viața aceasta că dacă L-am lăudat pe Domnul mult mai mult, speranța, curajul și credința ar fi reînviorată. Și am fi cei mai fericiți oameni. Domnul ne vrea fericiți. Și dacă noi suntem fericiți, cu toată inima îl putem lăuda pe Domnul. Dacă Domnul ar fi lăudat mai mult, s-ar câștiga multe biruințe. N-am mai trece prin atâtea încercări, prin atâtea dezamăgiri. Da, nu s-ar întâmpla toate acestea. Încurajarea mea este, și după cum v-ați dat seama, Domnul ne provoacă astăzi să-L lăudăm, să-L adorăm, să-L binecuvântăm. Acum că ți-ai identificat povara care te gârbovește și te împiedică să-L lauzi pe Domnul, lasă-le la picioarele Domnului, da, lasă-le la picioarele Lui, aruncă-le la pământ, aruncă-ți povara la pământ și haideți împreună cu mine să-L lăudăm pe Domnul, nu prin cântare de data aceasta, nu ascultând cuvântul Lui, ci prin rugăciune. Aș vrea să ne ridicăm și voi acolo unde sunteți să vă ridicați în picioare și să-L lăudăm pe Domnul. Aș vrea să închideți ochii, să aveți o atitudine de reverență, să vă împreunați mâinile și mi-aș dori foarte mult fața voastră să fie zâmbitoare. Să stați meditând că sunteți în prezența Domnului, că Domnul este cu voi. Și în acest moment împreună am vrea să ți adresăm cuvinte de laudă. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că ești Dumnezeul nostru al tuturor. Te lăudăm, Doamne, că ești atotputernic. Te lăudăm că ai creat universul întreg. Te lăudăm pentru modul în care ne-ai creat pe noi. Te lăudăm prin faptul că ne-ai dat credință. Te lăudăm că ne vei ajuta să trecem prin încercări. Te lăudăm că ești Domn. Dumnezeule, te lăudăm că ai trimis pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi, pentru ca poverile noastre să fie ridicate. Te lăudăm pentru că nu ai permis celui rău să ne biruie. Te lăudăm cu inima noastră, te lăudăm cu trupul nostru, te lăudăm cu sufletul nostru și îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Sunt convinsă, dragi copii, că l-ați simțit pe Domnul și El este foarte bucuros că voi ați zâmbit. Acum o să ne închinăm Domnului și altfel o invit pe Rami să inițieze cântecul. Spre deosebire de alte dăți, astăzi mi-am adus și câteva ajutoare. Vă rog să vă luați și voi microfoane și o să repetăm cântarea pe care ați învățat-o data trecută, care se conectează foarte bine cu tot ceea ce ne-a spus până acum Cătălina, și anume că Dumnezeul nostru e așa de mare și dacă e așa de mare și putem lăsa la picioarele Lui toate poverile noastre, de ce să nu ascultăm de El? Haideți să cântăm împreună!
s-ar supune, niciuna din ele nu nu s-ar opune. Dar tu, omule, de ce nu asculți de Dumnezeu? Dar tu, omule, de ce nu asculți de Dumnezeu? Dacă ar spune munților să se arunce în mare, i-ar asculta. Spune mărilor să n-aveți hotare, el ar asculta, el ar asculta. Dacă ar spune zării sulca să se facă, stânci să dea apă, furtunii să tacă, fără șovăire toate s-ar supune, niciuna din ele nu nu s-ar opune. Dar tu, omule, de ce nu asculți de Dumnezeu? Dar tu, omule, de ce nu asculți de Dumnezeu? Domnul îți vorbește iar, mâine nu poți fi sigur de vei mai avea acest har. Astăzi prin glas de înger Domnul îți vorbește iar, mâine nu poți fi sigur de vei mai avea acest har. Dar tu, nu asculți de Dumnezeu, dar tu, omule, de ce nu asculți de Dumnezeu? Amin, v-ați descurcat foarte bine. Predăm ștafeta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slujirea noastră este deosebită și față este o binecuvântare și un dar pentru voi. De ce spun aceasta? Pentru că Dumnezeu pune în inima fiecăruia un gând sfânt de a sluji. Prin aceasta suntem binecuvântați și ajungem să fim fericiți. Cine nu-și dorește să fie fericit? Îți dorești să fii fericit și să-ți meargă bine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că este șansa să fii fericit și să-ți meargă bine. Cum? Răspunsul îl găsim tot în cuvântul lui Dumnezeu. Să umbli pe căile lui. Așa de frumos spune Biblia, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Suntem într-o perioadă extraordinar de frumoasă, când ne place să facem daruri. Prin aceasta dovedim că iubim mila, că suntem miloși, că suntem buni. Și dacă ți-ar spune cineva, uite, de seară te așteaptă un cadou mare acasă. Cu siguranță te-ai grăbi să vezi ce este în acel cadou. Ei, Dumnezeu este un părinte extraordinar și în Sfânta Scriptură
Biblia, cuvântul său, găsim în Vechiul Testament foarte multe promisiuni despre un dar deosebit. Foarte multe promisiuni. 50 să fie promisiunile care spun se va naște un mântuitor, un izbăvitor. 100 să fie, 200, 300. Peste 300 de promisiuni că într-o zi în cetatea lui David se va naște un mântuitor care este Hristos Domnul. Iisus este Domnul domnilor. Este împăratul care a venit să domnească în inimile și în viețile oamenilor. El poate să ne facă să fim așa cum dorește El. Domnul își ține promisiunile. Dacă tu și eu am putea să spunem dinainte ce se va întâmpla peste 17 zile, ar fi minunat. Dar Dumnezeu a spus dinainte ce avea să se întâmple peste 1700 de ani. Împăratul cel promis a venit. El a venit și pentru tine. Supune-te lui și spune-i Domnul meu și Dumnezeul meu. Haideți la închinare. Mi-a plăcut cum Cătălina a început prin a-ți spune o veste deosebită, a-ți da o veste bună. Lasă-ți povara și închină-te lui prin rugăciune, prin cântare, prin citirea cuvântului sfânt. Haide la închinare. Ce înseamnă de fapt închinarea? Și tot în cuvântul sfânt găsim scris atât de frumos: veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorul nostru. A te închina, a te înclina, este un gest de supunere, de smerenie. Ezra, unul dintre marii preoți pe care îi găsim în Biblie, a deschis și el cuvântul, cartea, Sfânta Scriptură, înaintea întregului popor. Când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat în picioare, în semn de respect. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns, ridicând mâinile, amin, amin, adică așa să fie. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Găsim cuvântul scris în Neemia, una dintre cărțile importante ale Sfintei Scripturii. Ce înseamnă a te închina? Închinarea constituie acele acțiuni și atitudini prin care se venerează și cinstește demnitatea unicului Dumnezeu, al cerului și al pământului. Închinarea îl are în centru pe Dumnezeu, nu pe om. Și un frate înțelept ne-a dat o imagine. Ești într-o cameră, într-o încăpere și acolo se află un tron. Dacă tu stai la picioarele tronului, Dumnezeu se va așeza pe tron. Dar dacă tu vrei să stai pe tron, Dumnezeu nu va avea loc decât la picioarele tronului. Ce înseamnă închinare? Să-L pui pe Dumnezeu pe tron. Închinarea îl are în centru pe Dumnezeu, nu pe om. În închinarea creștină, noi ne apropiem de Dumnezeu cu recunoștință pentru ceea ce El a făcut pentru noi, în Hristos și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să te binecuvinteze, să înțelegi. Închinare înseamnă să oferi respect și onoare. Vino la închinare. Unul dintre cei mai însemnați regi, David,
Și a pus problema aceasta. Și a zis, vreau să laud pe Dumnezeu și vreau să mă închin cu toată ființa mea. Și a făcut un psalm deosebit, printre zecile de psalmi pe care îi găsim în Biblie. Un psalm care este punctul culminant al creației lui și care poartă numele de psalm de laudă și de închinare. David acesta a fost un băiețaș la oi, pe care Dumnezeu l-a chemat și în care Dumnezeu a văzut un împărat. Și Dumnezeu te cheamă și pe tine, pentru că vrea să fii cu adevărat un copil de Dumnezeu, un fiu de împărat. O cântare de laudă a lui David găsim, este în psalmul 145 și dacă acolo deschidem Sfânta Scriptură, dacă ai lângă tine aproape, te-aș invita să deschizi Biblia la psalmul 145 și să vedem ce scrie acolo în versetul 1. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Cât de frumos! În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Dumnezeu să mă ajute și Dumnezeu să te ajute să putem binecuvânta numele Domnului în fiecare zi. Dumnezeu este vrednic de închinare. Merită Dumnezeu să-L laud. De ce merită Dumnezeu să-L laud? Pentru că El a făcut lucruri extraordinare, lucruri mărețe. Haideți să-L binecuvântăm. Să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El este vrednic de închinare. Dumnezeul meu merită, Dumnezeul tău merită. Dumnezeu este vrednic de închinare. David s-a întrebat și poți să te întrebi și tu, cine este acest Dumnezeu vrednic de închinare? El este Cel care a făcut toate lucrurile. El există din veșnicie în veșnicie. Dumnezeul tău este vrednic de închinare. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Te cunoaște pe tine, mă cunoaște pe mine, știe ce gândești acum. Și aș vrea acum să-ți îndrepți gândul spre Dumnezeu și să-ți pui în inima ta, vreau să-i dau inima mea Domnului, și vreau mai mult ca până acum să mă adâncesc privirile în cuvântul Lui, să trăiesc acest cuvânt. Dumnezeu este bun, El înalță soarele și peste cel bun și peste cel rău. Vino la Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Te iubește pe tine, mă iubește pe mine. Haideți să dovedim respect față de cei din jurul nostru. Astfel, le arătăm că Dumnezeu este bun. Domnul Iisus ne pregătește un loc, îți pregătește un loc frumos ție și mie. El a înviat și mormântul gol este un semn că El lucrează pentru tine în veșnicie și te așteaptă acolo. Domnul Iisus este împăratul meu și vreau să fii sigur că este și împăratul tău. Dumnezeu este vrednic de închinare. De la început avem promisiuni, peste 300 de făgăduințe, că în ieslea Betleemului se naște un mântuitor. L-au adorat magii, au adus vestea bună îngerii. Și știm, și regele David
regele renumit s-a închinat acestui mare împărat care este Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru tine și a înviat. Și astăzi, spune Sfânta Scriptură, stă la dreapta Tatălui. Îți pregătește un loc acolo sus în veșnicie. Vino la închinare împreună cu cei ce-L iubesc. Domnul Iisus să fie Domn și al inimii tale, pe tronul inimii tale, pentru că Dumnezeu este vrednic de închinare. Ești pregătit să-L întâlnești? Citește cuvântul și vino în echipa celor care îl laudă. Dumnezeu să te binecuvinteze! Pace vouă, dragi copii mai mari și mai mici. Mă bucur că sunt astăzi la Casa lui Dumnezeu și mă bucur că mi-a dat o nouă șansă ca să-L pot lăuda și astăzi. Un verset am pregătit pentru astăzi și o să rog două fete să-mi dea o mână de ajutor. Versetul pe care l-am pregătit este luat din Cartea Psalmi, Psalmul 145, cu 1. Psalmul acesta spune așa. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Amin. Psalmul 145, cu 1. Cuvintele le-am selectat și le-am notat pe foi pentru ca să le putem învăța împreună mai ușor. Aș propune ca mai întâi să-l recitim de pe planșă așa cum se găsește. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Psalmul 145, cu 1. Dacă l-ați citit, o să vă rog ca acum să-l citească încă o dată împreună cu mine toate fetele care ne urmăresc. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Psalmul 145, cu 1. Mulțumesc! Acum o să rog toți băieții care ne urmăresc să repete și ei psalmul alături de mine. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Psalmul 145, cu 1. Mulțumesc! Ca să fie mai interesant, o să iau câte un cuvânt pe rând sau câte un grup de cuvinte pe care o să le ascund. Iar mai apoi o să vă rog pe fiecare dintre voi să-mi spuneți, așa, de la depărtare mare, să știți că cineva vă aude, chiar dacă eu nu aud până acolo la voi. Există întotdeauna cineva care ne aude ceea ce spunem. Da? Și reluăm versetul. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Psalmul 145, cu 1. O să mai iau încă o hârtie. De pe planșă, fetelor, țineți voi să nu le scap. Așa. Și reluăm să văd dacă vă amintiți. Vă amintiți? Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta ce? Numele Tău în veci de veci. Psalmul 145, cu 1. O să rog fetele să țină planșa, mai iau încă un grup de cuvinte.
să vă văd acum. Lipsesc destul de multe. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. Psalmul 145:1. Știți ce m-am gândit? Cum ar fi să luăm toate cuvintele de pe planșă? Ajutați-mă și voi! Să vedem acum cine mă ajută. Oare cum începe? Te voi. Te voi înălța, Dumnezeu. Și încă cineva? Împăratul meu. Și voi binecuvânta numele tău. În veci de veci. Oare de unde o fi versetul acesta? Știe cineva? Știe cineva? De unde este luat? Psalmul 145:1. Da, așa este. Mulțumesc. Și pentru ca să-l ținem minte, aș vrea să-l repetăm încă o dată. Din toate planșele pe care le avem, le rog pe fete să o aleagă pe prima. Care o fi prima? Citește-ne. Voi înălța. Care fi planșa a doua? Cine știe? Care o fi? Dumnezeule. Așa este. A treia planșă. Te ajut eu. Împăratul meu. Mai departe, cum o fi? Binecuvânta. Numele tău. Eu am pe ultima. În veci de veci. Dar versetul de unde este luat? Din cartea numită? Psalmi. Așa este. Psalmul 145:1. Mulțumesc, fetelor! Puteți să vă așezați. Aș vrea să repetăm încă o dată versetul. Este Psalmul 145:1. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. O să-mi chem din nou ajutoarele și, așa cum v-am obișnuit, o să învățăm și o cântare nouă, care, de asemenea, are legătură cu tot ce ați învățat până acum. Tot ce v-a spus Dana în lecție, ce v-a spus Dana în verset, despre cum noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și cum îl lăudăm. Dar să vă întreb ceva așa, poate care nu o să vă placă. Când nu vă merge bine, îl lăudați pe Dumnezeu? Sau cât de mult? Poate mai puțin. Ne vine așa mai greu. Dar cântarea aceasta tocmai acest lucru ne învață. Să îl lăudăm pe Dumnezeu oricând. Și când ne merge bine, și când ne merge mai puțin bine, ca să nu zicem chiar rău. Da? O să vă cânt eu o strofă și un refren și apoi o să încerc împreună cu ajutoarele mele de nădejde și cântați și voi, că e foarte simplu și foarte frumoasă piesă, da? Hai să vedem! Când soarele-i pe cer fără niciun or și toate bine merg, eu te laud când viața.
nu contează prin ce trec acum, eu laudeți cânt. Bun, haideți să încercăm împreună. Cred că vedeți și voi versurile de la prima strofă. Hai să vedem. Introducerea la pian și începem și noi. Când soarele-i pe cer, fără niciun or și toate bine merg, eu te laud când viața mea e roș și am tot ce-mi doresc și lucruri bune văd. Eu te laud, cer senin sau cu nor, tu nu te schimbi, vrednic de laudă ești, te preamăresc și nu contează prin ce trec acum, eu laudă-ți sunt. Hai și strofa a doua. Și totul merge rău, eu tot voi cânta, eu te laud când promisiunile nu se împlinesc, totuși eu aștept și te laud, cer senin sau cu nor, tu nu te schimbi, vrednic de laudă ești, te preamăresc și nu contează ce trec acum, eu laudă-ți cânt. Hai încă o dată refrenul, toată lumea! Cer senin sau cu nor, tu nu te schimbi, vrednic de laudă ești, te preamăresc și nu contează prin ce trec acum, eu laudă-ți cânt. Bravo, foarte bine! Mulțumesc tare mult ajutoarelor, dar o să mai facem încă o dată, da? Prima strofă o să cânte fetele, la refren toată lumea și a doua strofă băieții. Noi o să cântăm la toate strofele, chiar dacă nu avem niciun băiat, avem un pianist, ceea ce-i bine. Dar noi cântăm la toate strofele, dar voi acasă vă împărțiți așa, frați, surori și să vedem cine cântă cel mai bine, cel mai tare și evangelizează poate așa un pic și pe vecini. Dar fără să exagerăm, da? Hai să ducem vestea bună că trebuie să lăudăm pe Dumnezeu indiferent de cum ne merge, da? Haideți! Cum soarele-i pe cer, și toate bine merg, eu te laud când viața mea e roș și am tot ce-mi doresc și lucruri bune văd, eu te laud, cer senin sau cu nor, tu nu te schimbi, vrednic de laudă ești, te preamăresc, nu contează prin ce trec acum, eu laudă-ți cânt. Când plouă în viața mea și totul merge rău, eu tot voi cânta, eu te laud când promisiunile nu se împlinesc și totuși eu aștept și te laud. Ce trec acum, eu laudă-ți cânt. Cer senin sau cu nor, tu nu te schimbi, vrednic de laudă ești, te preamăresc și nu contează prin ce trec acum, eu laudă-ți cânt. O cântare nouă și abia aștept să ne întâlnim și să văd cât de bine o știți.
Pace, dragi copilași! Știu că vouă vă plac poveștile și astăzi o să vă spun o povestire adevărată. Era agitație mare în familia Garber, o familie creștină. Doctorul a venit în casa familiei, se aștepta nașterea unui bebeluș. Când s-a născut Alice, doctorul a spus: ce fetiță puternică și sănătoasă! Apoi a exclamat: dar stați, mai este un bebeluș, Alice are o surioară geamănă. De data aceasta, când doctorul s-a uitat la Angie, nu a spus același lucru laudativ, ci a murmurat în șoaptă că nu va trăi. Fetița avea o malformație la față, fața ei era deformată. Toți se temeau că va muri, însă ea a trăit și s-a dezvoltat. Se juca cu sora ei și cu fratele ei, George. Familiei Garber îi plăcea să cânte, să laude pe Dumnezeu la instrumente, chitară, vioară, flaut. Duminică dimineață, domnul Garber predica la biserică. Rugăciunea era un alt obicei frumos care nu lipsea niciodată din familia lor. Când Angie a crescut mai mare, a descoperit că pe Dumnezeu chiar îl interesa de ea, de temerile ei, de sentimentele ei rănite și a început să-i povestească lui tot ce simte și ce gândește. Într-o zi a înțeles că Dumnezeu o iubește foarte mult și lui pasă de ea și s-a rugat: Doamne, știu că Tu ai trimis în lumea aceasta pe Fiul Tău Iisus și că El pe acest pământ nu a făcut niciun rău, dar eu... Așa cum fac, El a murit pe cruce ca să mă elibereze și să mă ierte pentru vina mea. I-a auzit toate aceste lucruri la școala duminicală, dar acum se gândea la modul cel mai serios. L-a rugat atunci pe Domnul Iisus să intre în inima ei și să fie Salvatorul și Domnul ei. La fel ca și Angie, poate știi și tu că Domnul Iisus a murit pentru tine, dar te-ai gândit că a făcut-o chiar pentru tine personal. Cheamă-L astăzi pe Iisus și roagă-L să te mântuiască și pe tine. Ea a început să citească Biblia, dorind să afle tot mai multe despre Dumnezeu. Mai citea și cărți despre viața indienilor, era foarte pasionată de indieni. Cititul era o mângâiere pentru ea și o ajuta să nu se mai gândească că ea este diferită de ceilalți copii. Citind Biblia, Dumnezeu a ajutat-o să-și schimbe felul în care se gândea la ea, se gândea despre ea. A înțeles, copiii, că toți oamenii sunt niște diamante prețioase și toți sunt valoroși în ochii lui Dumnezeu, indiferent cum arată sau cum sunt îmbrăcați. Tocmai când dorința ei de a spune altora despre Dumnezeu creștea, s-a întâmplat ceva îngrozitor. Într-o duminică dimineața, a simțit o durere mare în tot corpul. Medicul a evaluat-o și și-a dat seama rapid că este vorba de o boală foarte urâtă, poliomielită. Ea nu mai avea putere nici în mâna dreaptă, nici în piciorușul drept. După multe masaje, și-a mai revenit. Se gândea ea: Doamne Iisuse, dacă Tu vrei să mă folosești, pe Tine nu Te interesează nici frumusețea mea, nu Te interesează nici faptul că eu nu o să-mi pot mișca o mână și un picior. Dacă vrei să faci, Tu poți să faci din mine ce dorești. A fost mângâiată de frumosul verset pe care ni l-a prezentat Laura la ultima întâlnire și pe care mi-aș dori să-l repetăm împreună, să ne amintim de el. Oare mai știe cineva despre ce verset? Vă spun. Ne putem gândi. E vorba de versetul din Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ea a început să se roage pentru credincioșie și pentru curaj. În loc să stea să se odihnească și să se refacă după problema ei de sănătate, a început să o îngrijească pe mama ei, care era și ea bolnavă, chiar tare bolnavă. La foarte scurt timp a și decedat. A murit și fratele ei, George.
Au vândut și ferma, au fost nevoiți să se mute. Multe, multe probleme. Dar, cu toate acestea, copii, Dumnezeu a format-o pe această fetiță ca să devină persoana potrivită de care Dumnezeu avea nevoie pentru a vesti Evanghelia diamantelor lui prețioase. Avea planuri mari cu ea. Misiunea pentru indienii Navajo căutau să angajeze o învățătoare. Când a auzit Angie, nu a stat pe gânduri. După câteva zile de călătorie, a ajuns la o bază misionară unde s-au adunat mai mulți misionari și vreau să evangelizeze localitatea aceea de indieni. La început nu știa niciun cuvânt în limba Navajo și nici copilașii nu știau engleză. După mai mult timp și efort, ea a învățat să citească și să vorbească această limbă și toți au început să o îndrăgească. Vracii în acel loc aveau o influență foarte mare. Angie aflase că la o distanță mică de bază se afla un vraci și s-a gândit ea că acest om trebuie să audă adevărul scris în Biblie. Când a ajuns în casa vracilui, a găsit-o doar pe soția lui. Angie s-a oferit să citească din Biblie în limba Navajo. Femeia a fost foarte impresionată de faptul că nu prea mulți americani știau să citească sau să vorbească această limbă, de aceea a fost de acord să îi se citească. Curajul lui Angie creștea. Într-o zi, a apărut la ușă vraciul. A cuprins o teamă pe săraca fetiță, dar s-a gândit că Dumnezeu este cu ea și nu s-a lăsat intimidată. Vraciul nu a amenințat-o, ci și-a căutat de lucru în spatele ușii, dar trăgea cu urechea la ce spunea fetița. Ea a continuat să citească, dar la un moment dat vraciul a început să-și bată joc de ea, când și-a dat seama că unele cuvinte nu le spunea tocmai corect. Limba indiană era o limbă destul de grea. Și-a mintit atunci săraca de suferințele care le-a suportat în copilărie, când alți copii râdeau de ea, își băteau joc de ea, că era diferită, și s-a gândit să iasă din casă și să nu mai revină niciodată în acea casă. Dar dintr-o dată un gând i-a venit, oare ce-ar face Iisus în locul meu? Ar fugi? Când oamenii l-au batjocorit și au râs de el, nu a făcut asta. A continuat să citească. A urmat multe vizite în familia vraciului. La un moment dat a început și el să asiste la cititul Bibliei, își termina treburile și o asculta pe drag, cu drag pe fată. Într-o zi, Angie citea din Ioan 14:6 despre Isus și unde zice: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Atunci vraciul și soția lui l-au primit pe Domnul Isus în inima lor și s-au gândit: Dumnezeu chiar ne iubește, Isus ne iubește. În limba lor, Iisus, uhio, sonih. Angie mergea din casă în casă și vorbea despre Iisus, foarte entuziasmată după această experiență frumoasă. Cu trecerea timpului, dragostea ei pentru indienii Navajo creștea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu a schimbat oameni, ar trebui ca toți indienii să audă. Ea a observat că fiecare familie avea un aparat de radio și ascultau același post în limba Navajo. S-a gândit că ar fi putut fi un mijloc prin care să audă tot mai mulți oameni despre Dumnezeu, despre dragostea lui, despre iertarea de păcat, dar când a mers în audiență la director, acesta a refuzat-o, spunând că nu se poate. A ieșit dezamăgită. Nu aveau voie să prezinte emisiuni religioase. A ieșit dezamăgită plângând și s-a rugat Tatălui Ceresc pentru o minune. Nu după multe zile, minunea s-a produs. A primit telefon de la directorul radio care i-a spus: Nu înțeleg, doamnă, ce s-a întâmplat. Până acum nu s-a mai întâmplat așa ceva. Comitetul de conducere radio a schimbat regula. Misiunea dumneavoastră poate să-și emită programul începând chiar cu ziua de astăzi. Și așa, copii,
A ajuns cuvântul lui Dumnezeu în fiecare casă. Dumnezeu are diamante prețioase peste tot în lume și ele așteaptă ca cineva să fie gata să meargă să le vestească cuvântul lui Dumnezeu. Vei merge tu să le spui. Ce zi minunată, dragi copii! Așa-i? Faptul că am petrecut împreună acest timp minunat a fost deosebit și cu toți am învățat că este minunat să ne închinăm Domnului. Rami, dacă poți să-mi ajut, să-mi aduci rucsăcelul. Ați văzut că la început v-am spus că noi uneori, și acele hârtiuțe, noi uneori ne lăsăm gârboviți și datorită problemelor noastre și încercărilor noastre cu care ne confruntăm, nu-L putem lăuda pe Domnul. Dar astăzi, nu știu dacă ați fost atenți la cântecel, dar cântecelul ne-a învățat în felul următor. În momentul în care atârnă greu în rucsăcelul vieții noastre, da? Problemele noastre, ce trebuie să facem? Să ne lăsăm copleșiți de ele? Nu. În orice vreme să-L lăudăm pe Domnul. Și eu acum, împreună cu echipa, vă încurajăm să-L lăudați pe Domnul. Nu uitați, să-L lăudați pe Domnul. Cum? Cum trebuie să-L lăudați pe Domnul? Cu toată ființa. Și ce veți face? Veți câștiga. Spuneți-mi, cum credeți voi că îl putem lăuda pe Domnul? Cum? Prin cântec. Ați văzut câteva exemple astăzi și așa de frumos a fost. Prin rugăciune, prin cântec, prin atitudinea noastră, da? Să-L lăudați pentru, așa cum am văzut în lecție, pentru faptul că El s-a născut, că ne-a pregătit un loc în cer și ne așteaptă acolo. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această seară, mulțumesc întregii echipe care a slujit, copii în mod special vă mulțumesc vouă care ați fost atenți la acest program și cum vă spuneam, sperăm ca sâmbăta viitoare să fim toți împreună și să ne bucurăm din nou în casa Domnului. Acum aș dori să ne ridicăm din nou în picioare, noi aici și voi acolo și să ne închinăm din nou Domnului. Să-L lăudăm, să-L lăudăm cu trupul nostru, cu inima noastră, cu gândul nostru și cu fapta. Aș vrea să invit pe Rami să mulțumească Domnului pentru această seară și să-L lăudăm, scuzați-mă, pentru această zi și să-L lăudăm inclusiv mulțumindu-i pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim că astăzi am putut învăța atât de multe lucruri noi. Am învățat că trebuie să ne închinăm Ție și să Te lăsăm pe Tine să stai pe tron, iar noi să stăm smeriți la picioarele tronului, pentru că așa Tu ne dai biruință în fiecare zi. Te rugăm ca în această perioadă și în aceste vremuri ale vieții noastre să ne ajuți să Te putem lăuda indiferent de greutățile sau de bucuriile pe care le experimentăm. Fii de partea noastră întotdeauna. Amin.